așa cum am văzut și mai devreme, Alesia a răspuns cu haz, dar și cu mare deschidere întrebărilor adresate de concurenții noștri. N-am avut un divorț. Nu, că n-am fost căsătorită. Ce bine! M-am descurcat de minune că nu m-am măritat! Puțin mai târziu, pe terasă, Maria încerca să afle de la Ștefan de ce deodată nu mai fusese chiar în apele lui în urma jocului Am-Nam. De ce s-a schimbat ție starea? Lasă-mă de tine. De întrebarea lui atâta, știi? Nu îi se vedea loc, așa am gândit eu. Nu trebuie pe femeie dacă e adevărat sau nu, atâta, știi? Dar tu e mai personal. După aia a spus ea. De suferință, de trăiri, de traume, de așa, știi? Și m-am pus un pic așa în locul ei. Atât, nimic. Cum adică te-ai pus în locul ei? Liniștește-te. Mă liniștesc. Eu a fost mai în capul meu atât, n-a fost nimic. S-a schimbat mie starea așa radical. Dar cum a spus ei? Te-am văzut că s-a schimbat starea radical, că nu ești bine. Atât. Păi avea nevoie de muzică, prin să-ți revin. Mă rezi nimic. Păi dacă ți-am zis hai cu mine afară, de ce nu ai vrut să vii cu mine? Unde? Prima dată, afară, să vorbim. Avea nevoie de muzică. Și așa să fie ce ascult muzică rap. Muzică e ceva pentru rap. E sigur? E bine că ești bine? N-am iubire, n-am nimic de rău. Dacă aveam ceva, nu ziceam ce ai. Păi că te-am văzut schimbat, diferit. Te-am simțit că nu știu că e, adică te-am simțit, s-a schimbat starea. Nu, atâta, n-a fost nimic, crede-mă. Bine, eu te cred. Asigurându-se că Ștefan e bine, Maria a mai primit mai apoi ceva simbolic de la el, iar dialogul lor continua cu accente de sensibilitate și confirmări din partea Mariei pentru Ștefan. Deci avem floricele. Așa, interiorul contează ce e. Trebuie să-l desfaci din soarele acolo. Sunt din petalele alea de trandafiri, da, din care te-am făcut eu prima dată. Da. Ce frumos. Și șervețel, așa-i? Ia, scoate-l tot. Aia zic, dacă îți fac unul, vreau să rămână. Că n-a s-a veștejit. Ce frumos e ele. Iubesc. Și-l te ador. Și normal. Să fii sigur că atunci când o să zic că iubesc, e din tot sufletul meu. Ce cred? Și când o să spun te iubesc, să fii sigur că o să mă gândesc doar la tine, să fii în viața mea toată viața. Nimeni? Sunt fericită. Și mă simt. Chiar mă simt plinit. Fericit? Înțeles? Și ce mai important e să scoți relaxat așa, ok? N-am ce prăști nimic. Nu vreau să simți niciodată presiune. Sau să nu te simți relaxat. Vreau să fii tot timpul în largul tău, indiferent. Și să ai tot timpul siguranța că eu sunt aici pentru tine. Orice s-ar întâmpla. Dacă am cele mai mari încurajări din partea ta, putem să facem orice și viceversa. E tot timpul stă spatele tău. Vreau să fiu. Indiferent de ce vrei tu să faci, de ce o să fac eu, de ce o să se întâmple cu noi doi. De ce proiect avem amândoi? Te ador! Mai spune-mă, că te-am întrerupt. Ce bine că m-ai întrerupt! Nu, stai! Eu te ador cu bune și cu rele și te accept așa cum ești. Pentru că sunt conștientă că nici eu nu sunt perfectă. Și eu le-am pe ale mele și bune și rele. Știu că tu mă accepti așa cum sunt și că mă iubești așa cum sunt. Și la fel te accept și eu, cu bune și cu rele și cum ești tu. Sunt fericită, chiar sunt fericită că ai rămas. Nu m-ai lăsat aici singur. Mi-ai avut emoții. Când a zis... Cine a fost prima? A fost Adriana, Ionela și după aia Natalia cu Ștefan. N-a zis Natalia. Eu știu, credem că mă așteptam.
și eu mă așteptam la chestia asta. Da. Dar bun, la fel simțeam cumva, știi? Că ți-ai și spus că simt că e... Și după aia când a fost după mașteam să fiu locul 3. Acolo eram. Hagi locul 3, aici e bam. Livi. Locul 2, Albert. Și eram dubii, știi, după. Ori Cristian, ori eu. La fel mă gândeam și eu. Ei? Dar... te simțeam, stăteam fix, deci fix așa stăteam. Simțeam cum îți bate inima, deci îți bătea atât de tare și tu îmi ziceai mie, nu plânge, o să fie bine, nu plânge, o să fie bine, liniștește-te, dar tu de fapt erai... Normal că îți bate inima, că mă gândeam... Super, super emoționat, adică te-am simțit, știi? Mă gândeam ce să... cum o să treci tu? Cine știe că doar apune și ai tu copiliți? Discuția celor doi ajungea și la abordarea unei situații stringente în societatea actuală. Telefonul personal și timpul petrecut pe telefon. El a țapat pe numărul meu de obicei... simpoz. Nu știu de ce fac asta. Fac asta de mică și... E bine să știu pentru tascul ăla unde ții tu poze. Ce fraier așa? Știi, iubirea mea, ce să zic. Și unde se intru, iubire? Da? Eu unde se intru? Pe stick, care e stick-ul la... într-un safe. Combinație secret. Ai emoții pentru task-ul ăla? N-am nici cum emoții pentru. Eu nu, la mine nu e vorba că am emoții, dar de obicei eu nu-mi las telefonul nimic. Da, băi, aștept să fie task-ul, că mai mulți pe telefon un pic. Eu la ce se gândește el. Eu nu am emoții, mă gândesc că ai găsit ceva sau că aș avea ceva de ascuns. Dar pur și simplu eu am o chestie așa, nu vreau să-mi atingă cineva telefon pentru că îl consider un lucru privat, confidențial, e doar al meu, știi? Și când văd că cineva mi atinge telefonul, e ca și cum m-ar atinge o... ceva ce doar eu pot să ating. Da, o să-mi știi parola, da, dacă sunt ocupată, o să pot să răspund la orice apel, dacă eu am mâinile ocupate sau nu sunt în zonă, nu mă deranjează. Știi? Eu, nu știu, poate să fie, pot să conduc și să-mi dea mesaj și cineva, pot să intri și să răspund în locul meu, bine, zic eu, scrie asta sau scrie asta. Nu știu, diferite situații, dar așa să stăm amândoi și să iei telefonul meu la controlat sau să stai pe telefonul meu, mă deranjează. Știi? Și știu că mă deranjează că sunt trecută prin asta și am încercat să am aceleași discuții, dar degeaba, fără niciun rezultat. Ești normal să ne prea între limite de, sau niște bariere, știi? Că nu-mi convine asta, nu o faci, nu da. Convine aia, nu o faci. Că dacă o faci în continuu, dă seama cât te irită. Și e clar că nu te interesează de ce îmi doresc eu, știi? Exact, da. Și mai ales că eu mă știu. Știi? Dacă eu nu am nicio treabă cu telefonul tău, e ca și cum ori îl ai, ori nu îl ai, stai pe telefon. Nu zic acum că dacă stai pe 5 ore pe telefon lângă mine, nu te întreb ce tot faci pe telefon sau dacă vorbesc cu tine și avem o conversație interesantă și văd că stai pe telefon, nu ești atent la ce zic eu și tu îmi dai cât un răspuns din joi în pași, clar, mă deranjează. Trebuie să știi cum să nu împarți. De adevăr și telefonul ăla, că e obsesie curată. Ce aveai? De ce erai așa? Nu, mi se pare că a fost Laura o întrebare dacă a fost, dacă a avut ceartă cu soacra și după ce s-a terminat cele 10 întrebări, a mai fost întrebări random puse. Așa. Și a pus Liviu o întrebare, dar nu Irina Olivia sau ceva. Dacă a fost divorțat și am crezut că... și pe aia a spus că n-a fost măritată. Am asociat că a avut, că ar fi avut un divorț. Și mi s-a părut mie un pic deplasată întrebarea atât. Și mi s-a schimbat mie starea după ce a ținut și discursul după. Ce a cântat. Atât. Mm. A fost tare de moment și după mi-am revenit. Nu a fost nimic. A fost așa ca o eliberare după săptămâna dificilă prin care ați trecut cu acea cursă de eliminare? Că povesteați prin ce ați trecut în gală? Da, am discutat. Pe de altă parte, să nu cădeți în cealaltă extremă. Adică voi ați fost sancționați. De fapt, n-ați fost sancționat pentru că ați vorbit niște lucruri pe care le simțeați, ci pentru că ați fentat la valiera și alte lucruri. Adică nu treceți în extrema aia să vorbim banalități doar ca să nu mai fim sancționați și să nu mai trecem prin treaba asta. Nu, din contră, noi chiar abordăm orice subiect și eu cel puțin chiar o să vorbesc cu el orice. Nu să mă mai intereseze că... Nu o să mai repet aceeași greșeală. De fapt, asta e ideea, pentru că am înțeles ceva din săptămâna trecută și chiar trebuie să spunem tot ce avem de spus, fără să ne pese de ce spun ceilalți sau cum s-ar vedea. Ce zice doamna Iuliana?
ce să zic, sunt de acord cu ceea ce au spus ei și așa este. Până la urmă, nu ai venit ca să te ascunzi. Este o emisiune care e un reality show care, într-adevăr, nu e ceea ce se vede, că afară se vede foarte simplu, așa. Părea ușor, nu? Chiar foarte ușor. Adică ce? Vii aici, stai în casă, ce? Vorbești? Da, pui pe canapele, mergi să mănânci, faci ce faci, trece, dar nu e chiar așa. În adică, principiu, astea sunt acțiunile, da, stările sunt asta mai... Asta vreau să zic, da. E complicate. Tot ceea ce trece din punct de vedere emoțional cântărește mult mai greu decât orice ați face în acțiunile voastre de zi cu zi. Cine așteaptă task-ul telefonelor mâna sus? Chiar dacă n-am venit, poate să... Jos. Cine și-a făcut curățenie în telefon înainte să vină aici? Hai, vă rog. Eu recunosc că am șters poze cu postul, din ce mai aveam, conversații. Adică mi-e însum. Eu câteva poze cu mine, că am lăsat telefonul lui Ana și n-aveam cum să las pozele cu mine. Eu l-am șters mai demult. Nu știam că vin aici. Eu am șters pozele când am fost, după ce am terminat relația, dar n-am știut că există un asemenea task. Mm-hmm. Vezi? Eu n-am șters nimic. N-ai șters nimic? Ok, Cristian. Da, e ceva confidențial acolo. Păi, dar zic, chestii personale, trecutul meu. Când nici eu nu știu ce am pe telefon. Nu? Iuliana? Eu cred că mai am poze cu fostul meu iubit. Nu știu exact. Nu le-am șters. Ne-am dezinstalat doar Snapchat, unde erau foarte multe, că... Dar nu am șters, nu știu, nu te sperie, dacă da. Cazul că o să vezi să nu te superi, da? Antonia. Eu, în general, șterg și arunc orice legat. Deci este gol-goluț telefon. Dar nu, am conversații, am alte lucruri. Acum n-am stat să-mi șterg. Adriana? Nu, n-am șters absolut nimic. Nu ți-ai șters? Nu. Ai și de acum 6, 7, 8 ani? Interesant. Laura? Eu, cum n-aveam poze cu foști și mesajele uneori le șterg, adică după ce închei relația, șterg mesajele. Nu vreau să le mai am. N-am șters nimic, am poze cu foști, cu fostul. Da? N-am șters nimic.